fi cu adevărat un super match live. Bucură-te de super fotbal, Superbet, go super! Bună seara, domnilor și domnilor! Reluăm șirul prietenilor lui Ovidiu și o să constatați imediat, nu reluăm oricum, ci cu un invitat de gală, care nu e chiar din lumea sportului, dar care este foarte legat de aceasta. Oaspetele din această seară este domnul Mircea Joana. Îl salut, îl cunoașteți, nu cred că există român care să nu-l știe pe Mircea Joana, a fost ministru de externe, președinte de partid, ambasador al României la Washington, președintele Senatului, candidat la prezidenția României și așa mai departe, dar, vă repet, este un mare amator de sport și un prieten al sportului, așa că asta va fi și cursul discuției noastre, după cum m-am angajat și bănuiesc că știți, e o emisiune în care nu facem politică decât așa, când suntem obligați. Bine ați venit, domnul Joana! Mulțumesc, domnule Ioanițoaia, bucuros să fiu la un prieten al lui Ovidiu. V-am văzut, mulțumesc mult, v-am văzut la meciuri, de la o vreme, la toate meciurile, nu numai la Rapid, o să discutăm că sunteți recunoscut ca fan al Rapidului, v-am văzut și la Dinamo Kiev, acolo în calitate de prieten al lui Mircea Lucescu, nu? Mircea Joana, Mircea Lucescu, sunteți obligați să fiți prieteni, că vă cheamă la fel. Ziceți-mi, de unde apropierea asta de sport? De când erați copil? De când ați descoperit-o mai târziu? De mic. Nu vreau să fac comparații între generația mea și cele mai tinere, pentru că niciodată nu sunt relevante, tot timpul se schimbă ceva. Aduc aminte, în școala generală erau atât de mulți copii că făceam școală după masă, că nu erau suficiente clase pentru cât de mulți copii erau. Nu să fim bucureștean și să uităm București, nu? Am făcut în București și dimineață făceam antrenamente la tenis, la Palatul Pionierilor, ce e acum Palatul Cotroceni, club serios, cu Bădin, cu toți ceilalți, cu Modiano. Mergeam la școală după masă și seara făceam basket la școala sportivă 3. Deci eu am jucat un an jumate sau doi ani rugby, am fost arbitru de fotbal înainte de Revoluție. Eu am crescut, sportul mi-este oarecum în sânge. Ați fost arbitru de asta, nu știu. Arbitru de fotbal am fost. Am fost coleg cu Zalupca, a fost fundaș la Rapid. Fundaș central, da. Cu el am fost coleg de arbitraj și am ajuns divizia promoție, onoare sau invers. Și când a venit Revoluția, eram pe cale să ajung în divizia C. Și iată cum s-a curmat o carieră de arbitru. Practic, Revoluția v-a schimbat cursul carierei și al vieții până la urmă. Nu, îmi place sportul. Sunt câteva zile acasă, câteva zile de vacanță. Mă duc evident la fotbal. Iubesc fotbalul la nebunie. Dar am fost și la un turneu de tenis pentru cei cu dizabilități, organizat la Centrul Național de Tenis. Sper să mă duc și la un meci de rugby, pentru că vine cupa relativ rapid. Mă duc și la sper să fiu acasă la meciul României Israel. Vă împărțiți în toate sporturile. Îmi place sportul în general. Și am fost cu Dan Șucu, apropo de Rapid, la cele două baze pe care el le-a construit, de curiozitate, să văd cum arată. Așa. Și este ceva impecabil, este incredibil de frumos. Și baza făcută pentru sportul mai larg și baza făcută profesionist pentru piramida de performanță de la clubul profesionist Rapid. Deci sunt un mare pasionat al sportului și mă și gândesc într-un fel cum am putea să readucem o chestiune puțin mai coerentă, puțin mai puțin improvizată în sportul de astăzi din România. Domnul Joana, da, bun, înțeleg asta. Ați jucat, o să ne întoarcem să ne dați detalii. Dar cum ați ajuns rapidist? Că dacă ajungeți rapidist, nu vă mai vindecați niciodată de boala asta. Asta e boală grea, într-adevăr. Eu am crescut într-o familie de suporteri ai Craiovei. Părinții mei, decât tata a fost militar toată viața, din Craiova amândoi, olteni. Și mama ingineră la ITB. La ITB, dintotdeauna. Acolo a intrat, acolo a ieșit la servici, acolo a ieșit la pensie. Amândoi erau cu știința. Adică toată familia mea oltenească ținea Craiova cu știința. Maxima, echipa. Și eu am fost așa într-un fel la confluența între știința și steaua. Pentru că tata fiind totuși militar, colegii lui, cei mai mulți erau steliști.
Și într-o zi, cum se întâmplă cu copiii, m-a luat un coleg de-al meu, m-a dus pe stadion la Giulești și conform cântecului galeriei... Suntem peste tot acasă? Nu, te duci odată și mi-a plăcut. Erau și foarte mulți suporteri pe vremea aia, era cea mai populară echipă când eram eu adolescent din România, înainte ca Steaua și Dinamo să facă multă performanță. Și m-am atașat acestui club și îmi face plăcere să-i văd cum renasc pe o bază profesionistă în perioada aceasta. V-am văzut, mergeți la toate meciurile Rapidului. Nu la toate, când sunt acasă. În rest, sigur, restul, pentru cine nu știe... Dar mă duc și la alte meciuri, mă duc... Biroul domnului Joane la Bruxelles. Mă duc când pot, mă duc și văd și alte meciuri. Nu sunt atât de sectar încât să... În continuare, inima îmi bate puțin pentru Craiova. Mă bucur când văd echipe de tradiție renăscând. Îmi pare rău că Timișoara nu-și găsește un ritm, îmi pare tare rău. Mă bucur să văd ce face Gică Hage, cu care suntem prieteni și filiera armânească din familia mea. Adică sunteți noastră Machidon, ca să zic. Nu. Soția și familia ei au o puternică componentă dumneavoastră armânescă. Nu, adică Joana nu e nume armânesc? Nu, e numele unui fost pârâu din Oltenia. Tatăl din Mischi, de lângă Craiova. Deci noastră sunteți oltean. Noi trăim toți cu impresia că sunteți Machidon. Soția și o parte din familia ei... Bine, dacă e soția Machidon, că este și noastră. Că, până la urmă, soția conduce casa. Ce să mai... Da. Cam da. Asta e răspunsul diplomatic. Este variantă valabilă pretutindeni. Și cu Lucescu, cum ați ajuns cu... Cu Lucescu, pe Mircea Lucescu l-am cunoscut când a fost antrenor la Rapid în 99. Mi-aduc aminte că l-a convins pe George Copos să investească la Pro Rapid. Cred că a fost prima încercare de profesionalizare a unui club din România pe model mai occidental. Am rămas prieten atunci, l-am vizitat și la Kiev, l-am vizitat și în Italia. În Turcia, când era antrenor, am fost odată, acolo ne-am văzut odată la el. Am fost toate de Paște la Istanbul, a câștigat cu Galata campionatul. Și ultimul meci era pur și simplu un meci doar de închidere, erau deja campioni. Ce este acolo cu fotbalul în Turcia... ce a fost pe stadion, ce a fost pe străzi. Și a doua zi am mers în bazar, cum merge tot românul, să mai cumpere câte o chestie un pic mai ieftină pe bazar. Am făcut, cred că, 50 de metri în 3 ore cu Mircea. Săreau efectiv copiii pe el. Mircea, Lucescu... Am trăit și eu momente de astea. Și este clar, acolo nu se putea merge, toată lumea cădea să-i salute papucii. Lucescu. Și mai este ceva legat. Am fost și la meciul lui și m-am bucurat mult că a trecut de Aris Salonic. Am fost pe stadion, m-a invitat, m-a rugat să vin. Evident că nu pot să refuz. Cred că este o specie foarte rară, Mircea Lucescu. Și știm amândoi că ar avea și variante mult mai bune decât Dinamo Kiev, o țară, din păcate, în război. Și cred că un sentiment de onoare. Și dacă este un antrenor atât de... El tot timpul a spus cât e război, nu pot pleca pentru că nu vreau să se interpreteze gestul meu ca o trădare. Acum, câtă dreptate are, știe el mai bine. Dar e frumos gestul. Nu e frumos, asta arată caracter. Și cred că în viață, și el are 70 ceva de ani acum, faptul că este... 78. L-am văzut, îl vedeam, n-a stat un minut pe bancă. Meci cu prelungiri și cu 11 metri, cu Salonicu, da? Și când striga la ei lui, a greșit portarul lui odată, cred că s-a auzit până la Gara de Nord. Adică o vitalitate în el și o dorință de performanță în el, n-am văzut la multă lume, este efectiv un exemplu pentru noi toți. Și Nelly, lumea nu vorbește de soția lui Mircea, care este o femeie atât de elegantă, atât de frumoasă, atât de liniștită. Și care toată viața a suferit așteptând rezultatul lui Mircea și după aia rezultatul lui Răzvan. Era tot și timpul între două. Și sperând că Mircea se lasă de antrenorat. Și sperând tot timpul, da. Spunea, mai vorbeam cu ea, anul ăsta cred că e ultimul, dar asta spunea cu 10 ani. Așa și a zis, nu e ultimul, stai liniștită. E fenomenal, Mircea. Ziceți-mi că ați pomenit de ProRapid. Știți că acum se pare că baza aia e în paragină.
aia făcută de copii. Am fost cu Dan Șucu și cu Daniel Nicolae să văd și baza profesionistă, să spunem. Constructorul asta nouă. Asta nouă. Am fost la cea de la Coresi, de lângă spatele Casei Scânteii. Casei Scânteii, casa care e foarte interesant, foarte interesant. Am prins chiar și un meci, Progresul Sparta, cu, nu știu, la pitici. Și părinți, civilizat, frumos. Dar cealaltă este gard în gard cu Pro Rapidul. Este gard în gard cu Pro Rapidul. Dan Șucu a cumpărat de la George Copos bucata asta de proprietate. Cealaltă, înțeleg că s-a dus la Clubul Sportiv Rapid. Pro Rapidul. La CSU ăla. CSU. Și ar fi foarte interesant de văzut. E într-un fel că pentru mine e și un mic test. Un mic test. Un test pozitiv. Ce poate să facă un investitor privat? Care evident are mai multă flexibilitate dacă vrea să investească, are mai multă eficacitate decât sectorul public. Asta e un lucru cunoscut, nu doar la noi. Și sunt tare curios să văd ce destinație va lua ProRapid, presupunând că acest club sportiv Rapid va avea banii să investească. El fiind al Ministerului Transportului. Da, și e chiar interesant pentru mine, pentru că eu m-am dus să văd nu atât de mult ce face Rapidul sau chiar și Dan Șucu, care mă știu și am jucat tenis de mulți, mulți ani de zile. Joc tenis și astăzi foarte mult. Ce am vrut să văd un pic... Îl bateți pe Șucu sau vă bate? Nu știu. Servește foarte bine. El a jucat handball. Și se vede de aici când servește, are o accelerare pe ultima parte a lovirii care doar handbaliștii o au. Servește foarte bine, nu m-aș băga la pariu cu el. E destul de bun. Dar merită făcut un tenis odată. Dar pentru mine ce am vrut să văd acolo este... Eu tot timpul mă uit la exemple concrete și încerc să generalizez. Dacă ar fi să imaginăm în România un sistem coerent pentru sportul de masă și pentru sportul de performanță, cam cum ar arata? Pentru că noi suntem acum într-o formă de hibrid, asta e sentimentul meu. Suntem dintr-o anumită parte, într-o formă de tranziție postcomunistă, că statul trebuie să facă ce bine era pe vremuri, că era piramidă, că era nu știu ce. Suntem pe de o parte într-o formă, cred eu, de să spun, o haiducie a tranziției, o neclaritate, da, da. Și un început de capitalism modern. De exemplu, pentru mine, CFR Cluj sau Rapid sunt două forme din ultimul exemplu. Încearcă să vină cu metode, acționarul e acționar, regula e regulă, investiția e investiție, se construiește ceva profesionist. Și pentru mine, aceste mici exemple, ce face Dan Șucu cu o investiție privată pentru sfera publică, ce face CS Rapid versus clubul de fotbal Rapid, este pentru mine în micro o întrebare cu privire la modul în care găsim un just echilibru între investiția publică, care trebuie să fie și în sport, și investiția privată. Unde se oprește publicul, unde începe performanța. Și aici, pentru mine, eu mă duc și din curiozitate oarecum mai strategică, nu doar din plăcerea de a vedea niște puși jucând fotbal sau niște adulți făcând sport profesionist. Și cred că un pic de claritate și un pic de gândire mai lucidă cu privire la un model care să se potrivească României, Spania, de exemplu, a investit acum niște ani de zile o politică de stat cu privire la sport. Și atunci, TVA redus pentru construcțiile în sport. Că e primărie sau că e investitor privat. Franța are un model, alții au un model. Care e modelul românesc pentru sportul de astăzi? Nu, Ungurii se pare că au un model. Ungurii au făcut o chestie bună. Deci, eu cred că ar merita văzut unde există modele de succes în public, pentru că și publicul, banul public face lucruri bune când este investit cu cap. Și unde face privatul bine și să găsim de acolo... Apropo, domnule, știți că e discuția asta care nu se mai termină cu Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Acum nu o să vă întrebăm dumneavoastră ce e înainte, ouul sau găina, FCSB sau Steaua. Dar vă întreb, mi se pare normal, fiind un club, mă rog, ținut de stat, să zic așa, departamental, să n-aibă voie să joace în prima ligă? Că știți, n-are voie. E interzis să promoveze de acum de 3 ani. Nu știu și, cum să spun, până la urmă e o decizie, până la urmă, politică. Politică în sensul că forul, autoritatea care gestionează fotbalul, decide într-un fel sau în altul. Privilegiază zona privată. Și eu cred că fotbalul este, de fapt, un business profesionist. Și cred că ideea că poate fi făcut și altfel, cred că este, apropo de definiția mea, un fel de tranziție postcomunistă. Exact. Ceea ce mi se pare anormal, în schimb, nu știu care e răspunsul, și e o chestiune juridică de altă natură. Mi se pare nefiresc ca un stadion construit din bani publici să nu fie folosit la maxima sa capacitate. Și n-am o preferință nici pentru unii...
Adică brandul Steaua pentru România, alături de brandul Dinamo, brandurile mari, globale, sunt Steaua și Dinamo. Eu cu Rapidul, cu Știința Craiova, cu ceilalți sunt branduri, dar nu sunt branduri atât de mari cum sunt Steaua și Dinamo. Și într-un fel cred că ar trebui să ne gândim la aceste branduri și la suporterii masivi pe care i-au. Apropo de modelul mixt din România la sport, ce au făcut și ce fac suporterii lui Dinamo? Desigur. Pentru a strânge bani pentru echipă. Dar seamănă cu Socios din Spania. Da, deci asta e o formă. Bravo lor! Adică dacă este ceva care merită aplaudat, să vezi suporteri la greu, nu doar mergând la stadion și încurajându-i, ci punând și din puținii bani pe care iau. Am întâlnit și cu Andone ieri și el a dat 2000 de euro, că a fost dinamovist la salvarea clubului care l-a format și care l-a lansat. Da, este o firmă, e un brand pe care sportul românesc trebuie să-l întrețină, pentru că am citit și multe propuneri de astea, domne, club ființat cu tancurile sovietice trebuie ras de pe fața pământului. Nu. Ce a fost istoria României, Ovidiu, istoria României este complicată, este plină de zigzaguri. Noi n-am avut mai mult de 30-40 de ani de același sistem politic, niciodată de când e România modernă. A fost România lui Cuza, România lui Carol I, după aia România Mare, după aia comunism, după aia ce a mai fost. Deci eu cred că trebuie să îmbrățișăm și cluburile astea foarte mari, cum sunt Steaua și Dinamo. Încă o dată nu intru eu în polemică, care nu e treaba mea, dar dacă mă gândesc la sute de milioane de euro investiți într-un stadion nou, uitați-vă la Rapid, ce înseamnă un stadion relativ mic, ce schimbare de atmosferă, da. Copii, domnișoare, e o plăcere să mergi acolo. Mi se pare că aici trebuie rezolvat într-un fel. Asta ajută și echipa și ajută și dezvoltarea. Până la urmă, bani public. Asta e bani public. Bani public și eu cred că ar trebui găsită o formulă, așa cum Dinamo, sunt convins, Dinamo, dacă într-o formă, cum să spun, juridică acceptabilă și cu investitori în spate și cu statul în spate, are un stadion nou, eu cred că Dinamo va ajunge din nou un club extrem de important în România și de ce nu și în Europa. Da. Adică atunci unde este banul public, trebuie să fim siguri că banul public servește interesului public. Și pentru mine acest brand numit Steaua este un bun public. Putem să avem o preferință, putem să mergem la galerie să strigăm împotriva unei alte echipe, da? Așa cum la Craiova, trebuie clarificat. E un oraș la care țin foarte mult și este, adică eu sunt oltean 100%. Da, vă înțeleg, credeam că sunteți Armâni. Nu. La mine, adică Craiova e, adică, cum să spun, mă uit și la meciurile lor, la ambele echipe. Într-un fel și ei să-și clarifice între ei. Da, n-aveți o preferință. Păi, cum să am o preferință, că pentru mine tot Știința Craiova e. Bunicul, Dumnezeu să-l odihnească, era mecanic de locomotivă la Craiova. Și nu putea să spună Oblebenco. Că am văzut aici asta cu... Da, v-am dat cartea cu... Și spunea Obârlenco. Îi spunea Obârlenco. Și era tataie Constantin. Născut în Mischi. Noi da. Toți bărbații familiei Joană sunt născuți și înmormântați la Mischi, o comună de lângă Craiova. Și avea un televizor Rubin 102. Da, avea vreo 92 de ani, încă sănătos, și eu cred că eram ambasador în America și mă duc să-l văd pe tataie. Și se uita la un meci și nu mai vedea bine. Altfel sănătos. Și spune, tataie, nici Obârlenco nu mai joacă, nici eu nu mai văd bine la televizor, m-am cam plictisit să trăiesc. Deci, la mine partea de Știința Craiova, eu nici nu pot să le spun Universitatea Craiova, eu le spun tot Știința. Pentru că în casa și în familia mea a fost tot timpul Știința. Domnul John, având istoricul ăsta de iubitor de fotbal, care a fost jucătorul pe care l-ați iubit sau îl iubiți cel mai tare? Nu am cum să nu fiu îndrăgostit în eternitate cu privire la Gică Hagi. Este pentru mine magna suma cum laude tot ce vreți. Sunt și mulți alți jucători, unii care i-am prins când eram mic, alții care am văzut poate mai târziu, foarte mulți talentați. Dar, apropo de România, apropo de Macedonia, ce are Gică în el, geniu de la el, muncă, vă dau din tinerețe. Noi suntem prieteni cu el de când a venit în București, de la Faru. Așa. Și a venit la Sportul Studențesc. Și a fost mare competiție între Valentin și Nicu. Corect. A intrat la facultate la Craiova și împotriva legii s-a transferat la Sportul Studențesc. Și avea două cartonașe galbene. Juca la Sportul.
Și venea la noi acasă. Aveam un apartament undeva pe Banu Manta, pe undeva. Și venea la noi acasă, a doua zi avea meci și juca la tineret, sau cum era pe vremea aia, că n-avea voie la echipa mare, avea voie să joace la tineret cu două cartonașe galbene. Gică Hagi, la cât avea, 18, 19 ani, 20 de ani, 21 de ani, bea Cico și la ora 9 și un sfert mă duc să mă culc, că mâine am meci. Și vă dau acum din casă, sper să nu se supere Gică pe mine, când l-am întrebat la Gică, dar e clar că sportul totuși o echipă, mergi mai departe. Și că da, am o propunere foarte puternică de la Steaua, dar dacă ar fi după mine, m-aș duce la Dinamo, că e Mircea Lucescu antrenor acolo. Asta e o poveste autentică cu Gică. Deci pentru mine Gică este... Da, el a fost... nu discutăm de talent. Nu știu, a fost Dobrin înainte, a fost jucător. Dobrin, Balaci, adică... Balaci. Ca talent poate că au fost mai dotați decât Hagi, dar el a fost cel mai serios, cel mai organizat. A luat fotbalul la modul profesionist tot timpul. Și dați-vă ce face și acum, ce a făcut și din viitorul, ce face, este efectiv. Eu cred că este și ca exemplu pentru cei tineri și pentru jucători. Să vezi pe cineva care vibrează la sportul care l-a făcut faimos, e ceva incredibil. Deci pentru mine Gică e acolo sus de tot. Da, eu nu fac altceva decât să consemnez. Spuneți-mi acum, ziceți că jucați tenis. Fac sport în fiecare zi. Ce părere? Așa. Încep ziua cu sport. Afară de tenis, ce mai faci? Nu, dar fac sport în fiecare. M-am învățat. Eu dacă am o săptămână care nu fac sport, eu mă îmbolnăvesc. Mi s-a format din tinerețe reflexul să fac... Apropo, iertați-mă, s-a răspândit un zvon așa că ați avea o problemă, că ați fi bolnav, că e adevărat? Toată lumea mai are cât un mic episod de sănătate, dar har Domnului, sănătos și cu spor la muncă. Nu, sunt foarte bine și sportul face parte din această rețetă. Chiar atunci când mai apare o problemă de sănătate, întotdeauna o depășești, cum să spun, pentru că e sănătos pe fond. O boală vine și trece și sunt... De altfel, eu știu că aveți o fiică, bine, aveți și un băiat, dar aveți o fată care trăiește în America și care este specialistă în fitness. Face wellness, e o chestie completată, și cu sport și cu nutriție. Ea trăiește în Los Angeles și acolo e cu wellness-ul, e o cultură în California. Și ați preluat ceva de la ea? Adică program? Vreun... Nu. Mi-a trimis chiar și un program, vă spun, nu pot să-l fac. Un mic podcast cu yoga. Îmi spune, tată, nu mânca asta, nu combina asta cu asta. Îmi dă sfaturi foarte bune. Ce v-ați sfătui să nu mânca, să ne oprim și noi? Nu, vă spun că după aia nu începem să nu mai bem cafea și asta chiar că... A zis să nu mai bem cafea? Nu, să nu beau niciodată pe stomacul rău cafea. Întâi să mâncăm ceva. De regulă cafea o bei când te trezești. Aici o mică problemă, se pare. Da, dacă vrei, trimit un 10 puncte de la Ana pentru... Se pare nu e bine. Bun, și afară de faptul că jucați tenis, ceva, faceți gimnastică zilnic, alergări? Fac bicicletă în fiecare dimineață, bicicletă statică, adică în acasă. Da. Tot ce înseamnă stretching, tot ce înseamnă un pic de forță, tot ce înseamnă un pic de elasticitate, asta e important. Avem la NATO, la sediul nostru din Bruxelles, pe lângă un sediu ultramodern, unde muncesc și trăiesc vreo 5.000 de oameni. Noi suntem singura organizație internațională unde și ambasadele și organizația muncesc în același loc. Și pe lângă sediul nostru avem un centru sportiv. Foarte, foarte, foarte modern, foarte spartan, extrem de frugal, să zic, cu tot ce are patru terenuri pe zgură acoperite și nu balon. Construcție, piscină. Ne avem acolo și militari. Și te molipsește într-un fel cultura asta. Am colegi care lucrează pentru noi în partea civilă, politică, cu mine și cu secretarul general, și îi văd pe ăștia mici și uneori mă duc și eu, cum la prânz, în pauza de prânz, își iau rucsacul în spate, se duc peste drum la centru sportiv, fac acolo sport, bum, 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 își fac un duș, vin înapoi, sunt încă uzi pe cap și vin și continuă programul. E o cultură la noi, la NATO, de acest gen și într-un fel te influențează pozitiv. Domnul Joane, nu facem politică, dar sunt eu curios. Cum se lucrea? E greu să fii secretar general adjunct al Alianței Nord-Atlantice? Afară de faptul că aveți un salariu, bănuiesc, gigantic, dar
Nu, salariu bun, nimic nu e gincat, e că tot sector public este. Sigur că. A spune că da. Nu și da. Răspunsul este și nu și da. Nu este greu, pentru că e o organizație care funcționează bine. Acolo n-ai o grijă în clipa în care ai decis ceva sau am decis ceva, că echipele nu-și fac treaba și că nu livrează la timp, întocmai și la timp și la calitate foarte bună ceea ce au de făcut. Adică aici nu ai stresul execuției unei decizii. Unde este adică mai ai o garanție. În adică e o prăvălie care merge bine. Și asta am învățat eu și cu privire la ce știu despre țara mea, despre România și ce știu în regiunea noastră. Și cred că și văd în sistemul nostru sunt foarte multe românce și foarte mulți români. Eu conduc și partea de resurse umane la NATO. Și vreau să sunt spun că mulți români angajați. Oaie de mine. A zis 5.000, nu toți. Nu, 5.000 cu toții, dar noi sunt probabil, cum să spun, cel puțin câteva zeci bune lucrează pentru noi. Sunt atât de buni, sunt atât de respectați, sunt atât de performanți. Și eu aș spune de multe ori că sunt poate chiar mai motivați decât cei care sunt cu state mai vechi în alianță. Și mă bucură să văd acest lucru. Unde este mai complicat și unde este, spun că este un pic mai greu, este că consecința deciziilor noastre are de foarte multe ori un impact global sau măcar la nivelul... Da. Și atunci gradul de responsabilitate este mult mai mare. Adică este nivelul deciziilor, uitați-vă cu războiul din Ucraina, cu alte lucruri, cu Afganistanul, cu multe lucruri complicate. Și atunci, pe de o parte, viața de zi cu zi este relativ simplă, pentru că lucrurile merg. În schimb, a ajunge la o decizie care are consecințe globale și care schimbă destine și viața, asta este un lucru foarte complicat. Important. Deci e foarte mare răspundere, dar nu ai stresul execuției. N-am niciodată o problemă, o colegă sau un coleg de-al meu nu-și face datoria. Spuneți-mi, care e orarul zilnic? Cum se rugă? De la cât la cât? Că sunt curios. La 8:30 suntem la prăvălie. Începem în fiecare dimineață cu o reuniune cu toate echipele noastre, nu mare, 10-15 oameni în care vedem ce s-a mai întâmplat și luăm decizii și terminăm în mod normal undeva spre 6:30-7. Mai e și viața socială după asta. Dar ziceți că e o pauză la prânz când se dă... Dar nimeni nu pontează pe nimeni. Noi nu avem niciun fel de problemă cu nici măcar când vin oamenii la servici. Adică poți pleca 2 ore, să te duci la sală, să te întorci. Poți să te duci și în oraș, poți să faci ce vrei tu. Pentru că știm și toată lumea știe, e o cultură a eficacității și a respectului față de instituție, încât eu niciodată nu mi-am făcut vreo grijă că un coleg de-al meu n-a venit o zi sau jumătate de zi la... Bun, apropo de asta, noi n-am făcut nici foarte mult teleworking, n-am făcut foarte multă muncă la distanță față de alte organizații, pentru că lucrăm cu lucruri foarte, foarte sensibile și nu pot să folosesc. Să fie acolo. Și atunci am vă mai întreb ceva și ne întoarcem la sport, dar am eu curiozitățile mele. V-am văzut prin București într-o seară, plimbându-vă. Da. Păi, după mintea mea, secretarul general adjunct al NATO trebuie să aibă gardă, trebuie să aibă pușcași marini care îl păzesc. Păreați cu... V-am văzut cu haina pe umăr, vă plimbați pe la șosea pe acolo. Nu părea să fie nimeni care să vă păzească, să zic așa. N-aveți aghiotan, n-aveți... Am, evident că am. Eu am în primul rând un uriaș respect față de viața privată a colaboratorilor mei. În Belgia avem cei pe care îi angajăm ca șofer, sunt foști polițiști de Poliție Federală Belgiană, pentru că știu țara foarte bine. Da, da. Avem protecție, avem de toate. Cred că o dată sau de două ori, în 4 ani de când sunt la NATO, i-am chemat în weekend să vină să lucreze pentru mine. Aș putea să o fac. Nu o fac, pentru că au și ei familii, au și ei. La fel și aici în România. La mine știți cum este, când mergem într-o țară NATO, pe mine mă predau din post în post către serviciile țării respective. N-are rost să deplasez oameni de la mine. Mă duc în afara NATO, trebuie să vin cu echipa mea pentru că e o treabă oficială. De aceea când mă plimb seara singur... De obicei, e vreunul pe un boschet pe acolo, nu? Vă spun că nu și insist în special în weekend-uri ca tinerii care lucrează pentru noi. Toți tineri, toți au familii. Toți au și ei nevoie să ducă undeva să mai bea o bere. Să ducă la un meci de fotbal. Și eu de multe ori și semnez că nu am nevoie de protecție, pentru că efectiv nu vreau să abuzez de protecție. Am înțeles. Haideți să ne întoarcem. Ați rămas cu tenisul, ați rămas cu fotbalul. Se pare că
basket și rugby, las că am uitat basketul. Ce e cu povestea aia că la un moment dat a venit tatăl la un antrenament de basket și v-a oprit să mai merge sau cum a fost? Eu am jucat basket la Școala Sportivă 3, care era la Uranus, Stadionul Republicii, da, înainte să fie demolat cu Casa Poporului. Și acolo era și IFS-ul, UNEFS-ul de astăzi, era tot acolo. Așa este, acolo. Și când s-a demolat pentru... Stadionul Republicii. Stadionul Republicii. Când s-a demolat, ne-a preluat cu totul Școala Sportivă 3, Școala Sportivă Steaua. Eu am jucat pentru Steaua, ca junior. Și ne-am mutat la Calea Plevnei. Erau niște fostele grajduri regale. Exact. Și acolo făcuseră două săli lungi de sport, separate printr-o cortină din asta de soară. Și acolo făceam antrenamentele pentru Școala Sportivă Steaua, pentru grupa mea de vârstă. Și trebuia să dau la facultate. Și mă duceam la antrenamente și veneam la antrenamente pe la 12 noaptea. Începeam pe la 7:30-8, ci durau mult antrenamentele și recuperarea. Și într-o seară, tata, care lucra pentru apărare civilă la armată, a venit în uniformă la antrenament. Și de acum încolo o termin cu basketul, ai de dat examen la facultate. Și mama Dumnezeu să o odihnească, deci am terminat-o cu basketul la Steaua, că nu mai îmi dădea voie tata. Știa să-și învăț pentru facultate, că nu stăteam prea grozav, fie vorba între noi. Și mama m-a acoperit față de tata și atunci am jucat un an și jumătate rugby la Arhitectura, unde este acum stadionul de rugby de la Arcul de Triunf. Am jucat un an și jumătate pe șest rugby și mama am spălat lucrurile murdare să știe tata. Ca să nu știe tata. Și mi-a ținut spatele mama, Dumnezeu să o odihnească și amândoi. Și cu școala de arbitri aia când ați făcut-o? Unde? Asta am făcut-o... Unde era? Era pe lângă... Pe la Cuțitul de Argint, pe undeva. Era un sediu, am dat un examen, am arbitrat pe la Romet, am arbitrat în Comuna Roșu, am arbitrat în Parcul Copilului, am arbitrat peste tot. În zona asta a Bucureștiului. Au alergat vreodată? Au încercat să mă mai momească cu o canistră de benzină, cum era, ba cu o damigeană de vin, pe vremea aia cum era. 25 de lei era prima. În jurături îți luai la greu. Da, sigur. Dar, cu fugărit nu. Fugăritul e pentru rapid pe șină, acolo sunt specialiști. Bietul... Mi-a plăcut la nebunie arbitrajul. Mi-a plăcut, cred că l-am făcut bine și e un sentiment puternic. Îi admir pe cei care fac bine această meserie. Aveți un arbitru favorit din România, așa? Mi se pare, Kovács mi se pare că arbitrează foarte, foarte bine. Nu, vorbesc de, în general, adică de tot arbitrajul românesc, nu numai de cel de azi. Nu știu, l-am cunoscut pe Rainea, de exemplu. Mi s-a părut, nu, era mic, nu-mi dau seama. Mi s-a părut că a fost un om foarte, foarte serios. L-am prins un pic și pe Ardian Porumboiu, care mi s-a părut iarăși un arbitru cu foarte mult talent. Nu știu, tu știi mai bine. Dar cred că școala de arbitri românească a fost o școală bună. A fost gemenii arbitrajului. Sigur. Porumboiu cu Crăciunescu. De fapt, și Crăciunescu a arbitrat foarte bine. Sunt oamenii, și când îi văd la televizor că mai comentează, se vede că au ceva de spus. Și sigur, generația mai tânără. Pricepuți, ca să zic așa. Bun, și vorbind și de tenis, că tot sărim de la una la alta. Ce părere aveți de povestea asta cu Halep? Adică, dom'le, s-a dopat, nu s-a dopat, dar durează parcă prea mult. Mi se pare inacceptabil să dureze atât de mult. Adică, e până la urmă viața unui jucător. Nu e nicio explicație de asta, în an de zile asta să nu dai un răspuns. Nu cunosc speța, respect procedurile, e normal. Dar mi se pare că este nepermis de lungă pauza până când îi spune albă sau neagră. Și nu doar Simonei, în general, unui sportiv de nivelul respectiv. Să fii numărul 1 mondial și acum e 500 și ceva mondial. Da, da, a ieșit din primii 500. Și adică sunt chestii care trebuie clarificate și sper din toată inima să se demonstreze ceea ce înțeleg că avocații Simonei au adus ca probă, că substanța găsită se regăsea într-un supliment alimentar legal, admisibil. Dar indiferent de decizie, sper să fie pozitivă. Nu e normal să o ții atât de mult pe tușă. Nu este absolut deloc normal și nu văd niciun fel de explicație. Este ilogic. Adică, dom'le, a greșit. Da. Bun, judec-o într-o lună, în două, în trei, în șase. Hotărăște, asta sigur. Ai... Singurul lucru care sper să fie, să zic, partea mai plină a unui pahar foarte gol, este că sper să fie o decizie
care să fie favorabilă. Anul ăsta, pe tușă, el intră... Adică când dau decizia, se poate să joace. Să dea Dumnezeu, să... mi-aș dori enorm să văd pe Simona din nou jucând la nivel foarte înalt. Auzi, domnule. Apropo de a români, apropo de dârzenie, apropo de Gică, apropo de oamenii ăștia, ea are, eu cunosc și familia, sunt oameni de o dârzenie și de o ambiție și de o voință incredibile și eu sunt convins... Numai așa să ajungem în vârful muntelui. Dacă nu te sacrifici, n-ajungi niciodată. Dar spuneți-mi, vă propun ceva. Haideți să trimitem niște trupe NATO la ăștia, la comisia asta și să sunt rezolvăm. Înțeleg că e în Canada, acolo sunt aliați. Da. Dar... În continuare, sper ca o decizie să fie luată cât mai rapid și domnul Gionă, tot sperăm de câteva luni, de 6 luni, de 7 luni. Da. O să vină decizia, o să vină, o să poată să joace, o să tot amână sine die, ca să zic așa. Sper ca și turneele care... Pentru că, apropo de piramida asta, apropo de reclădirea unui sistem... Nu știu, cum ar arăta astăzi, dacă ar fi să avem astăzi o politică națională, cum s-ar numi și cum ar funcționa o nouă Daciadă, să zic. Nu spun să revenim acolo, că era alt sistem, altă vreme. Da. Dar trebuie să revii cu ceva. Mi-aduc aminte, și vorbeam cu Dumitru Hărădău, vorbeam cu Adi Marcu în zilele trecute, cât a alergat Dumitru Hărădău prin țară, prin anii 2000 și ceva, ca să facă acele mici turnee și Țiriac a pus niște bani. Deci apariția Simonei, apariția Soranei Cârstea, a lui Begu, au fost izolate, dar au reprezentat un efort puțin mai larg. Și acum când te duci la tenis să vezi dacă mai trimit părinții copiii, sunt foarte multe fetițe, pentru că Simona este emulația. Și sper ca și la noți să vină după Mihai Popovici mulți mai mulți copii către... David Popovici. David, prietați-mă, David Popovici către not. Ziceți-mi să rămânem un pic la tenis, că tot sărim de la una la alta. Dintre cei trei mari, să zic, de astăzi, Djokovic, Nadal și, cum se cheamă, Federer de azi, că deja Federer s-a... Care a fost mai aproape de noastră? Pe care l-ați simpatizat în mod deosebit? Evident că pe Federer, pentru simplu fapt că dă reverul cu o mână, ca noi muritorii, și pentru eleganța absolut desăvârșită, da, a lui. Într-adevăr. Dar m-am uitat aseară, adică dimineața, m-am uitat în reluare la finala de la Cincinnati între Alcaraz și Djokovic. Djokovic are în el 36 de ani cât are. Uitați-vă măcar pe YouTube, cei care urmăriți, chiar merită văzut. Era aproape istovit în setul 2, avea un set la tiebreak ăla micu, a revenit practic din propria cenușă și a câștigat după asta. Deci dacă e ceva de tenacitate, și Nadal și Djokovic sunt absolut redutabili. Da, pentru eleganță este Federer, pentru consecvență și răutate în sensul bun. Da, preferatul nostru aveți... În continuare, ei, Federer. Tot Federer îmi place tot mai Federer, mult ca tenis. Da, da, e așa ca o expoziție de modă, ca o defilare de modă când joacă el. Da. Armonie, frumusețe, naturalețe. Foarte bun. Bun, și întorcându-ne la oile noastre, l-ați cunoscut și pe Copos, îl cunoașteți și pe Șucu. Ce prietenie ați avut cu Copos? Copos e un tip greu de cultivat, că el este, cum să vă spun, e un personaj și Copos. E un personaj pe care Rapidul ar trebui să-i cinstească memoria, că sunt foarte mulți care vorbesc de Copos urât. Părerea mea e că fără Copos, Rapidul de azi n-ar fi fost niciodată. Care e părerea dumneavoastră? Este un om care a construit... cum să spun, o afacere de succes și care pentru istoria recentă a Rapidului reprezintă probabil cel mai important element. Sper ca Dan Șucu să-l depășească ca performanță și ca durată a investiției în club. Și este oarecum ingrat. Odată să spui că Berlusconi din Giulești și după aia să spui hai de la nu știu ce brutărie, da, sau pe undeva. Nu se face chestia asta. Ne-ai încurcat, ne-ai ținut pe loc. Nu, este un om foarte dârz, un om care știe ce înseamnă și afacerile.
eu am avut discuții cu el atunci când vorbeam de pro-rapid și de altceva. Deci dacă eu am spus, George, apropo de rapid, rugămintea mea este să încerc să schimb cultura clubului. Cultura clubului. Asta e o cultură de 100 de ani care este un pic mai boemă, este un pic mai pe trăiri. Nu este o cultură de înaltă performanță. Trebuie să recunoști chestiunea asta. Povestea Rapidului mai degrabă un eșec frumos decât o victorie urâtă. E ok până la un punct. E bine pentru legendare, ca să zic așa, dar nu este bine pentru performanță. Și atunci i-am spus, investește în juniori. Mi se pare că Dan Șucu, dacă te uiți la cei doi, evident sunt doi oameni de afaceri foarte robuști, el a început invers, Dan. A început de la bază, de la junior. Are și avantajul că are doi băieți. Și elementul personal contează foarte mult. Deci eu cred că, și asta i-am zis și lui Dan. Zic, măi Dan, uite, i-am zis și lui George acum 20 de ani. Dacă reușiți și cu Daniel Niculae și cu toată echipa să schimbați cultura clubului, să faceți nu un club, cum să spun, de lăcătuși, pentru că trebuie să rămână o anumită boemie, o anumită exuberanță a jocului, că ăsta e Rapidul și publicul asta așteaptă. Dar dacă voi aveți de la junior, de la copii, de la stewards de pe stadion, de la masseur, de la recuperare, o chestiune făcută ca la mama ei, ca la cele mai bune cluburi de pe planeta asta și de pe continentul ăsta, atunci vei face o investiție în Rapid care te va depăși pe tine ca investitor. Vei schimba în bine cultura unui club important al României. Și eu cred că Șucu este în această zonă. Iar pentru George Copos ar trebui efectiv toți rapidiștii și nerapidiștii să-i mulțumească pentru ce a făcut acolo. Nu l-am mai văzut în ultima vreme la meciuri. Bun. El mai ajută, se pare, din off, dar... Mai ajută, dar eu îl înțeleg sentimental și eu. Eu nu vorbesc acum. În clipa în care tu faci atât de multe pentru un club și când ai un moment foarte greu în viața ta, vin și îți bagă cuțitul în spate și mai și răsucește, cred că rămâi cu o anumită dezamăgire și cu o anumită rezervă în tine și... Oricum, locul lui în cartea de istorie, când mi-ați dat aici cu 100 de ani, al lui George, este capitole serioase de performanță la clubul ăsta. Bun, și lărgind un pic sfera discuției cu Gigi Becali, cum stăți? V-aș ierta vreodată cu el? Nu. Eu, încă o dată, este... Bine, să stăți, iertați-mă, atât de diplomat, că nu cred că v-aș ierta niciodată cu el. Nu. Mă cer rău. Dar dați-mi exemplu, cu cine v-aș ierta? E multă lume și nu intru că sunt politice și nu. Nu vreau. E prea plăcută atmosfera. Dar și Gigi Becali este un om care a construit ceva și faptul că ține un club atât de mare, e adevărat mai capricios, mai poate mai puțin structurat față de un model, să zic, pur occidental, nu-i scade meritul de a fi ținut o echipă atât de importantă în prim plan. Am văzut și acum cum joacă, are lot bun, are joacă frumos. Nu, Becali este... Acum pare să fie chiar dezlănțuită, nu mai are adversar în țară. Îl vedeam pe Gică ieri la declarație după meciul cu Rapidul, cum spunea că e greu pe două fronturi, și în Europa și în campionat. Cred că Gigi a învățat de anul trecut, când a început, a pus accent pe cupele europene și a neglijat puțin campionatul și a zis de acum... anul ăsta. Și cred că au o șansă foarte bună să facă... Da, bine, aia a fost o greșeală, să spui, nu mă interesează campionatul, iau bani din cupele europene, adică nici de acolo n-ai luat... Nu înseamnă că n-a luat multe decizii greșite, Gigi, tactice, poate chiar strategice vis-a-vis de echipa aceasta, dar una peste alta a investit o ține cu stilul lui și cred că treaba asta trebuie respectată. Bun, și discutând în general... Sper că la Dinamo să se stabilizeze. Aici e iarăși o discuție interesantă. Eu n-am detalii. Dar văd tot timpul perindându-se grupuri de investitori care vin, apar, pleacă. Da, acolo e lucrurile... Ce face Burcă, mi se pare un lucru extraordinar. În ceață. Burcă pare un tip providențial. Și apropo de suporte, revin la suporterii lui Dinamo. Eu, evident, îmi place Galeria Rapidului, îmi place Galeria Științei, dar vreau să vă zic că suporteri cum are Dinamo acum înflăcărat și numeroși... Și nu numai atât, adică nu numai că pun suflet, dar pun și bani. Pentru că, până la urmă, oamenii la bani să verifică. Restul e poezie. Adică ei au salvat acest club, suporterii. Eu cred că, într-un fel, ei, în clipa de față, prin gestul lor, fără să-și dea seama,
într-un fel au răscumpărat momentele inițiale cu Uniunea Sovietică, care impunea echipe peste tot, pentru că ei au demonstrat că la greu nu protejați de sistem, nu impuși de sistemul de afară, ci pur și simplu, într-un moment greu pentru clubul lor, au știut să facă tot ce pot să facă ei ca să salveze clubul lor. Pentru mine, în clipa de față, Dinamo este renăscut. Dacă ar avea parte și de un investitor sau un investitor care să-i țină în picioare, cred că am avea un campionat foarte poate bun. Poate se bagă Țiriac, ce ziceți? Nu știu, Neaion cu investitul trebuie văzut, dar înțeleg că a făcut un lucru foarte frumos lângă București. Da, da, a făcut. A făcut continuare, a făcut... Apropo de Țiriac. Mai sunt, îl mai mușcă pe aici, pe acolo, unii și alții. Eu vă spun când vorbesc cu oameni de afară. Când am vorbit și cu tenismeni, am vorbit și cu basketbaliști, am vorbit și cu oameni de afaceri. Să fii cel mai de succes om de afaceri fost sportiv din lume, cel mai de succes om de afaceri fost sportiv din lume, Ion Țiriac din România. Asta e mare lucru. Jos cu pălăria. Și cred că ar trebui și noi un pic... Că și noi suntem cam pismoși așa și cam ne place să capra vecinului să funcționeze. Invidioși, adică de ce să aibă ăla, să facă ăla și să nu... Da. Eu știu cât donează Țiriac, câte case de bătrâni, case de copii, țin, toată lumea îl socotește un mare zgârcit. Dar probabil că omul își calculează banii. Bun, asta nu înseamnă că nu-i zgârcit. Una și alta e alta. Poți să fii zgârcit la o chestiune, dar poți să fii generos în altă parte. Dar spuneți-mi, nu v-ați gândit niciodată să investiți? Că bănesc că și asta acum de unde aveți un cheag așa. Hai cheag de care a muncit, care a trăit din salariu toată viața, nu. Nu, de investi nu, dar a mă implica într-o formă sau în alta în a regândi o piramidă așezată a sportului românesc. Am făcut cu Institutul Aspen, pe care l-am fondat acum niște ani, un program inspirat de la Aspenul american, împreună cu Mihai Covaliu și cu COSR, care se numea Joacă pentru Viață și în care am investit în pregătirea antrenorilor de copii. A fi antrenor de copil este altceva decât fi antrenor de un sport specializat. Pe copil trebuie să-l antrenezi prin joacă către sport. Nu poți să-l chinui de la 6 ani, de la 7 ani. Să-l îndoctrinezi. Și cred că ideea asta de a iriga din nou, nu doar cu infrastructură sportivă, că poți să faci un stadion și să stea de pomană, poți să faci o sală de sport și să nu fie folosită. Dacă am putea să recreăm puțin condițiile la baza sportului românesc, acolo e cheia. Și după asta performanța va veni. Și aici aș fi interesat să mă implic alături de cei care poate ar avea un interes. Să ne gândim cu toții cu mintea limpede, fără prejudecată, fără să spunem că tot ce este acum este greșit și tot ce a fost înainte a fost grozav. Să ne gândim cu mintea noastră cam ce ar însemna o renaștere a sportului de masă în România. Și pentru părinți, vă spun că am văzut studii. Pentru copiii micuți, ideea că le faci rost de o scutire la ora de sport este un deserviciu făcut copilului. Sunt studii care arată extrem de clar că între maturizarea cognitivă și maturizarea de motricitate există o corelație directă. Și nu este doar că copilul va fi mai sănătos și mai competitiv făcând sport, ci pur și simplu se maturizează mai complet. De aceea cred că să lucrăm puțin și la comunicarea cu părinții și cu bunicii. Mihai Covaliu mi-a povestit de o chestie care... Președintele CSR, pentru cine nu știu. Iarăși, un om excepțional. Și mi-a povestit la proiectul ăsta al nostru, că l-am făcut cu CSR-ul, cu copiii, că în Cehia au venit cu un program. În fiecare școală și profesor de sport din Cehia au pus copiii și era înregistrat cu un video să facă ceea ce face orice selecție. Să alerge, să arunce mingea, să se învârtă, să vadă ce calități are. În spate era un soft deștept care determina ce calități are respectivul copil. Fiecare familie din Cehia a primit acasă o notificare, o scrisorică din partea Ministerului Sporturilor din Cehia și a spus: copilul dumneavoastră, Ian Codeș, zic și eu la întâmplare, apropo de tenis, este mai degrabă pentru hockey, este mai degrabă pentru atletism sau pentru tenis. Și în rază de 5 km în jurul casei aveți următoarele cluburi în care puteți să înscrieți. Dezvoltați talentul la sportul respectiv. Participarea într-un an de zile suplimentar a fost de 14% în Cehia. Au trimis bunicii și părinții
copiii la sport doar pentru că a fost o chestiune sistematică în spatele lui. Cred că ideea lui Mihai ar trebui folosită și la noi. Da. Bun, hai că am discutat de toate, ne îndreptăm către finalul emisiunii, vrând nevrând. N-am vorbit nimic de echipa națională. Ce părere, cum vi se pare fotbalul, lăsând fotbalul de club și discutând de fotbalul la nivelul echipei naționale? Bun, eu cred că este, într-un fel, e greu să crezi. Sunt fan Edi Iordănescu sau credeți că trebuia un antrenor cu mai multă experiență, căci aici e o discuție. Eu cred că Edi Iordănescu poate să facă o treabă foarte, foarte bună. Adică, într-un fel, trebuie să te hotărăști. Nu știu, nu e decizia mea, nici nu mă pricep prea bine. Adică fie pe cineva cu foarte mare pedigree și sper să-ți facă repede lucrurile, sau e pe cineva relativ mai puțin experimentat și dai timp să construiască lucrurile. Sunt, cred că nu-s alte două variante, decât o variantă sau cealaltă. Iar că decizia a fost luată să investim în reclădirea națională, cred că o decizie de acest gen este justificată. Sper să vin acasă pe 9 septembrie, nu e meciul cu Israel. Da. Vreau să mă duc la stadion pentru că sunt foarte curios să Adică veniți special pentru meci? Nu, vin în weekend și mă duc și la festivalul Enescu. E un weekend care vin acasă, da. E festivalul Enescu, începe și joacă și național. Domnul Geană, vă mai întreb ceva. De fapt, nu e ultima întrebare, că ultima întrebare e capcană. Ați cunoscut multe personalități. Ziceți-mi, care sunt oamenii cei mai importanți pe care ați cunoscut nu numai prin protocol, cu care ați băut o bere, cu care ați băut o cafea, cu care ați ieșit la un film, cu care v-ați plimbat, adică din somitățile astea ale lumii contemporane, să zic. Bun, am văzut foarte, foarte multă lume. Când ești mai tânăr, ești mai impresionabil. Când devii un pic mai matur, începi să devii puțin mai selectiv în amintirile respective. Pentru mine, pentru că eram tânăr și eram mai impresionabil, relația instituțională și după aia personală pe care am avut-o cu Bill Clinton a fost pentru mine decisivă. Bill Clinton mi-a și salvat cariera. În perioada în care erați ambasador la Washington. Și după. Era un tip fermecător? E un tip fermecător? Adică mi se pare cel mai talentat om la politică care l-am văzut în viața mea. Adică un om care era... Adică lăsând orice altă discuție deoparte, că sunt multe discuții. Dar una peste alta, un om mai cald, un om mai talentat la sportul ăsta numit politică, un om care să nu lase, cum e aici, uite, colega care ne-a făcut fotografii, să rămână, sau colegii care ne ajută din producătorul tău și ceilalți. Eu am fost cu el la dineuri oficiale, cu Secret Service, cu nu știu ce, se ducea în bucătărie, nu era cineva, un picolo, un asistent de bucătar cu care să nu-i mulțumească să nu meargă. Și nu făcea pentru că era politică, o făcea pentru că omul era natural. Deci, mie mi se pare că a fost cel mai talentat om din politică pe care l-am văzut eu. Și Hillary era la fel sau era mai Hillary te impresiona prin modul în care gândea, n-avea căldura lui Bill, n-avea căldura lui Bill. Toată lumea zice că era mare diferență. Dar poate că de asta a fost un cuplu care a funcționat din punct de vedere politic. Ați mai vorbit cu Clinton? Mai vorbiți? Da, vă felicitați anul nou, da. Da, da, am ținut legătura cu el, are și o fundație, mai puțin activă acum. Nu spun că alți președinți sau alți politicieni nu sunt foarte, foarte talentați. Blair a fost talentat, mulți au fost talentați. Dar pentru mine, în acel moment al vieții, Clinton m-a influențat foarte, foarte mult și m-a învățat, cred eu, indirect, ce înseamnă să nu fii cu nasul pe sus. Era omul cel mai modest și mai puțin arogant într-o funcție foarte mare pe care l-am văzut. Avea o carismă extraordinară. Da. Da. Domnul Geană, una că vă mulțumesc că ați venit, ultima întrebare. 2024 e anul alegerilor prezidențiale. Intenționați să candidați? Am spus-o și-o repede și mulțumesc pentru întrebare și pentru insistență. Eu am o treabă de făcut la NATO. Mi-o termin undeva anul viitor. Și după aceea și numai după aceea voi lua o decizie cu privire la viitor. Viitorul e frumos oricum. Da, și Dumnezeu mi-a dat o șansă să învăț în acești 4-5 ani de zile la NATO lucruri pe care altfel nu le-aș fi învățat. Și pentru asta, oricum, sunt recunoscător și lui Doamne. Dar și o recunoaștere a faptului că... E o mândrie generală că un român
e secretar general adjunct la există NATO, un viitor și după hai să fie asemenea organizație. Există viitor și după NATO. Domnilor și domnilor, a fost pentru dumneavoastră Mircea Joană. Îi mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc dumneavoastră în speranța că v-ați uitat la noi. Vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare. Tuturor, până atunci, numai bine. Va fi cu adevărat un super meci live. Bucură-te de super fotbal, Superbet Go Super!